În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Iubiți credincioși, înainte de toate vreau să vă mulțumesc pentru numărul mare care ați postit. Vă spun, am rămas cutremurat, au fost vreo 200 de persoane care au luat aghiazmă mare, s-au nevoit în acele 3 zile să țină cuvântul. Și ați ținut și ați văzut că nu a murit nimeni. Încă o dată vă mulțumesc și vedeți și dumneavoastră cât de frumos este să păstrezi cuvântul lui Dumnezeu. Să mergi după cârma bisericii, nu pătimești niciodată, te șlefuiește altfel. Îți dă o nuanță frumoasă. Pentru aceasta creștinismul l-a șlefuit pe omul cioturos, colțuros. A venit creștinismul la sfârșitul veacului și trebuia să vină Mântuitorul Iisus Hristos întrupat din Fecioara Maria. El a venit într-un singur chip, într-un singur mod, că de asta a spus, eu sunt lumina, eu sunt ușa, nu ușile, nu luminile, ci unul singur. Și a venit ca să ne mântuiască. A venit și ne-a predat poruncile. A dat legea aceea frumoasă, milă voiesc și nu jertfă. Omul avea nevoie de milă și nu de jertfă. Iubiți credincioși, creștinismul, ortodoxia în care subzistă mântuirea omului, este atâta de frumoasă, este și grea de ținut, dar și foarte frumoasă. Când o biruiești, când o duci în spate, te bucuri pe urmă că te-ai ostenit și ai făcut ceva în viață. În viața aceasta pământească multe face omul, după puterile lui, dar de urmă rămâi cu sufletul. Toate le dai de râpă, toate se duc, ca drept dovadă când îmbătrânești, când ești în pragul morții, nu te mai gândești la nimic, la ce ai cucerit, pentru care ai gonit o viață, dar sufletul ți-a rămas în urmă. Din cauza aceasta, ortodoxia este grea, dar foarte frumoasă. Cine se ține de ortodoxie și nu numai cu cuvântul, ci să o și practice, este un om fericit. Știi să te păzești de toate relele, înainte de a cădea în ele sau de a-ți aburi mintea, îți arată prilejul păcatului. Că diavolul, vedeți dumneavoastră, vine întâi cu umbrirea minții. Vine cu o umbrire ca să te ducă încetul cu încetul în păcat. Cum a venit la Eva și la Adam. A venit șarpe, în chip de șarpe. A intrat în șarpe care era cel mai deștept animal. Și a intrat în el și a spus, mănâncă din fructul oprit. Lui Adam nu i-a vorbit, numai Evei. Și ea a atins mâna și a luat din fructul oprit. Mâncând, a văzut cât de bun și frumos era la gustare. Și i-a întins și lui și a mâncat și el. Vedeți cât de viclean este spurcatul. Vine și te înșală, îți joacă momneala păcatului. Pentru aceasta ortodoxia este cu o centimă înaintea păcatului. Te pregătește să fii puternic. Te pregătește să fii atent la orice primejdie. Te pregătește ca să treci peste toate ispitele.
Ortodoxia în limba greacă înseamnă legea dreaptă. Cu alte cuvinte, acel cuvânt, dinte pentru dinte și ochi pentru ochi, s-a transformat în milă voiesc și nu jertfă. A venit Ortodoxia și a lăsat legea frumoasă, plăcută, ca să o poată duce oamenii. A venit Mântuitorul pe pământ și s-a întrupat. Din Fecioara Maria și-a pătimit lângă noi, a stat lângă noi, a mâncat cu noi, a dormit cu noi, a vorbit cu noi oamenii și apoi a murit. A murit numai și numai pentru mântuirea omului. Deci sorginta legilor care s-au lăsat în Ortodoxie și Ortodoxia care a fost universală cândva, s-au lăsat numai pentru mântuirea omului. Apoi s-au dezvoltat ereziile. Erezia este o lege după voia omului. De aceasta, Ortodoxia este una singură, iar ereziile sunt nenumărate multe. Au făcut un Hristos la indigo. L-au făcut pe Hristos modelat după poftele oamenilor. Cum este mahomedanismul? E făcut după poftele lui Mahomed, după năravurile oamenilor. Dar în mântuirea omului nu trebuie să existe năravuri. Năravurile se leapădă și se merge pe cărarea strântă. Mergi pe cărarea cea dreaptă și strântă care duce direct în ceruri. Nu mergi tu după voia ta, că doi oameni dacă pleacă în același timp, pe drum, unul ia într-o parte și alta în alta, nu poate să gândească doi la fel, pe când Ortodoxia i-a duce pe oameni prin chipul smereniei, îi aduce la același numitor comun. Găsește același Dumnezeu, același om, desăvârșit și Dumnezeu. Găsești tot ce-ți trebuie ca să te mântuiești, dar pentru aceasta trebuie smerenie, trebuie un pic de dăruire din interiorul omului. Trebuie să te sforțezi puțin și atunci vei birui. Vedeți numai în postul mare acum cât de greu poate pentru unii au fost cele 3 zile să le țină. Dar v-ați înduhovnicit, v-ați întărit, fiecare cum ați putut și ales. Vă mulțumesc încă o dată pentru gestul care l-ați făcut și vă rog să-l mai țineți. Pentru astăzi, că este ziua Ortodoxiei, vom da citire, cum se obișnuiește, de la 860 încoace se obișnuiește să se citească Sinodiconul. Acesta este un pachet de legi care se face cu slujbă frumoasă. Pe urmă se face cu un tedeum în jurul bisericii sau în orașe, cum era înainte. Noi nu ne permitem aceasta. Facem numai aici slujba Sinodiconului, în care vom da anatemii tot ce este în afara Ortodoxiei. Anatema înseamnă lepădat, aruncat, deci dintr-un coș care l-ai cu fructe sau cu mere sau cu altceva, arunci ce este rău și lași păstrezi ce este bun. Deci anatema nu este să-l dai diavolului. Anatema este lepădat.
lepădat de biserică, iar care este lepădat de biserică e în primejdie. El se mai poate întoarce la biserică, dar cu chin, cu greu. Deci pentru aceasta trebuie să ne străduim ca Sfinții Părinți, prin legile care le-au lăsat în biserică, să nu ne dea anatima. Iubiți credincioși, aș fi bucuros ca fiecare din frățiile voastre să păstrați credința cea adevărată. Să nu vă înspăimântați de tot ce se aude. Sunt vorbe de șarpe. Aș putea ca să spun, diavolul niciodată n-a fost mai puternic ca în ziua de astăzi și mâine va fi și mai puternic. Și poi mâine și mai puternic. Dar să nu vă înfricoșați. Că diavolul nu vine decât prin om. El decide. Și vedeți câte șapte vin în fiecare clipă, mai ales dacă ascultați radio, ascultați televizorul și celelalte, te nebunește. Special sunt făcute ca să-l bage pe om într-o limbă de clopot și îl zăpăcește de cap. Mai bine fiți oameni cuminți, fiți oameni cerebrali, fiți oameni liniștiți și mergeți pe drumul care l-a descris Ortodoxia, biserica noastră, drept slăvitoare. Pentru aceasta îi mulțumesc Bunului Dumnezeu, îi mulțumesc Preasfințitului Evlogie și soborului de preoți și nu în primul rând să vă mulțumesc frăților voastre, ca într-un buchet să-i aducem lui Dumnezeu slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.